Trandafirul japonez este una dintre cele mai pretențioase plante de interior. În cele mai multe cazuri se usucă, se ofilește, nu înflorește sau dacă își formează boboci, aceștia cad înainte să înflorească. În primul rând, trebuie să știm ceva lucru despre acest trandafir japonez, de ce florile lui se usucă repede. Pentru că asta este natura lui, florile durează doar o zi, apoi se ofilesc. Unele soiuri durează 2-3 zile, dar florile trandafirului japonez sunt de scurtă durată. De ce nu înflorește trandafirul japonez? Dacă este sănătos, verde, este probabil ca planta să nu primească suficient soare direct. Indiferent că este crescut în interior sau în aer liber, trandafirul japonez are nevoie de câteva ore de soare direct pentru a înflori. El este de asemenea un hrănitor greu și trebuie fertilizat suficient și lunar. Atât lumina soarelui, cât și fertilizarea sunt vitale pentru a avea un trandafir înflorit. Uneori, mungurii vor cădea cu mult înainte de a se deschide și este din cauza udării. Lăsați amestecul de pământ să se usuce complet. Nu lăsați niciodată trandafirul japonez să stea în apă și să rămână umed pământul pentru perioade lungi de timp, deoarece acest lucru duce la căderea florilor.